Neața! Astăzi am decis să vă prezint cum se realizează un forfac. Simplu și foarte eficient. Am pregătit aici toate materialele necesare. Să începem. Avem nevoie, în primul rând, de ace. Sunt de la Caperlan, mărimea 6. Avem nevoie de quick CB-uri, quick chain bin, o foarfecă, de un dispozitiv pentru stâns noduri, QCB-uri, quick chain bin, care sunt foarte ușor de utilizat. Are o gaură unde vine firul principal și o mică buclă unde se atașează forfacul. Așa arată. După cum puteți observa, are o gaură aici jos, da? Unde vine nodul principal, firul principal și din coace se atașează forfacul. Îi spune quick change, deoarece poți să iei forfacul jos și automat îl pui altul, de altă mărime sau în funcție de pescuit. Așa. Și acest dispozitiv se introduce și rămâne așa. Este format dintr-un cauciuc mai moale și reduce șocurile. De exemplu, dacă în partea asta altă folosiți feeder. Merge și cu plumb in line. Am pescuit, dar quick chain binurile sunt folosite în special pentru pescuitul la feeder. Așa. Mai avem nevoie de fir. Folosesc pentru monturi un fir textil de 0.20 Power Zone. Îl găsiți la Carrefour, eu de acolo, sau la Auchan. De acolo mi l-am achiziționat. Nu am avut probleme cu el. Este foarte bun. O să vă arăt două tipuri. O să avem nevoie și de vertijuri. Și dacă nu folosiți quick chain beam-urile, puteți folosi agrafe rapide, care sunt foarte de folos. De obicei, agrafa rapidă eu o folosesc la turi inline. Produsul final așa arată. Acesta este, eu le fac cam dintr-un cap într-altul, la 9 cm. Acesta este cu vertij și acestea fără, pentru că merg cu quick pin. Bun. Să începem. De început ne alegem firul. Pentru a putea realiza nodurile mai bine, este bine să luați mai mult fir, undeva la 25 de centimetri, cam acolo.
tăiem. Facem o buclă simplă. Tăiem surplusul. Deci ăsta e primul lucru ce trebuie făcut. Pentru că aici o să vină pop-up-ul boilies, ce porumb ca momială. Bun. Luăm un ac. Se introduce prin spate. Și urmează să facem nodul fără nod. Lăsați distanța care doriți dumneavoastră. Eu prefer să am și nodul să fie exact la vârful acului. Cam așa le realizez eu. Și după ce am introdus, ținem bine cu cealaltă mână și urmează să dăm 1, 2, 3, 4, 5 ori. Nu este nevoie de mai mult și deci tot prin spate. Tragem de fir și nodul fără nod este realizat. Așa arată. Vă garantez că nu se desface sau nu se va rupe. Și după aceea, cum am zis, de aceea lăsăm mai lung ca să ne fie mai ușor. Ne alegem mărimea dorită. V-am spus, eu merg undeva la 9 cm pentru pescuitul la feeder. Pentru că am observat cu cât mai aproape de metod feeder, adică de nada pusă pe metod feeder, cu atât peștele se agață mai repede. Deci, cam 9 cm. Puteți să faceți cât de scurs sau cât de lung doriți. Se face o buclă. Și introducem o dată. Da? Și încă o dată. De două ori. Deci prima am făcut-o doar o dată pentru că nu am nevoie. Acolo nu pune presiune peștele. Dar aici trebuie două. Umectăm puțin. Luăm dispozitivul pentru noduri. Să putem strânge, să nu ne tăiem. Și strângem tare. Așa. Tăiem surplusul.
Și forfacul nostru este pregătit. Așa. O să vă arăt și cum se atașează Quick Change Beam-ul. Nu este nevoie să-l scoateți de tot. Prin Quick Beam. Și după aceea se apasă până se aude un click mic. Și bineînțeles venea și firul. Firul principal pe aici. Dar așa arată. Cel cu vertij. Luăm un vertij. Și nu facem nimic decât așa. Se introduce printr-o parte a lui. Și fiind bucla formată, introducem după aceea prin buclă tot vertijul. Și îl tragem în jos. Da. Și așa arată. Bun. Și ulterior putem pune o agrafă rapidă. Sper că vă este de folos. Este simplă, eficientă, foarte puternică. Nu am avut absolut nicio problemă în sensul să mi se rupă forfacul sau nodurile să mi se desfacă. Astea au fost. Dacă v-a plăcut și doriți să vedeți și alte prezentări, scrieți-mi în coment și eu am să vă arăt ceea ce știu eu să fac. Până data viitoare, fir întins. Vă salut!